Cel mai mic PC din lume versus iPhone 18? Le vom testa și hai să-i dăm drumul la treabă, să vedem ce-a luat fratele vostru aici. Dă-le jos să curățăm frumos masa. Fai, lor, deci am ceva aici, am niște chestii din astea nebunite. Deci luați-vă lupa, că la unul pe bune trebuie să aveți lupă pentru că nu vedeți cred nimic. Și noi o să avem. Ești pregătit să vezi ce am aici? Fii atent. Cele mai mici pahare posibile, frate. Uite puțin. What? Puteam să jur. Mai mult ai pus pe masă. Da, ai mai mult pe masă. Păi dacă am dat așa, l-am umplut, uite. Ar trebui să fie arătările și lor aici. Traducerea motamo așa în studio. Bă, frate, ăsta din ce ar tapă site, dacă îl bagi într-un USB, așa. Face ventilator și face și un ceas din ăsta. Nu înțeleg pe cine a dus capul să facă ventilator cu ceas din ăsta. Nici ca și cum te răcorești cu ăsta și stai cu ceasul ăsta în ochi. Bă, ce hard! Nu mă ajută cu nimic și doi la mână mă enervează lumina asta aici. Mă gândește noaptea când stai la calculator. Bă, dar fii atent că eu acum văd, chiar merg secundele, frate. Vezi că se mișcă. Da, asta merge secundarul. Secundarul chiar merge. Ăsta e un aparat, frate, face poze. Să vezi cât e de mic, Danule. Bine, eu l-am văzut în poze când l-am ales după temă. Acum să vedem și în viața reală, sunt curios. Bă, nu cred. Vedeți-l leac. Trebuie lupă. Am aplicația Sendate. Da, trebuie card. Ăsta de aici e suportul lui din cărcat, practic. Îl bagi și pac cu USB-ul frumos în priză și cam aia e. Dar ce ca lumea arată el, ești nebun la cap. Are ecranul spart. E spart? Zi, bă. Ce dezamăgi pe bunii, mă, și ce caterin că e. Mai clipit sau n-ai clipit? Ia mă să vedem. Bă, ceea ce mi se pare tare, frate, că am aplicația Sim de Dylan. Deci hibridul e mai mare decât aparatul ăsta. Ești nebun la cap? Da. Și mi se pare tare, frate. Un pachet de cărți care v-am zis, ochelari și lupă la video ăsta. Fii atent, aici sunt cărțile, iar ăsta e pachetul, frate, fii atent. Dacă poți să focalizezi. Da, se vede. Se vede, da? Bă, mă las. Nu știu dacă se mai vede ceva aici. Se vede? Ia. Să-l desfac. Stai așa. Mai are cărți înăuntru. Are cărțile aici. Se vede. Marșcoaie. Vede? Da. Deci cărțile aici, fii atent. Pacau și cărțile, frate. Astea sunt cărțile, ca să înțelegeți cât de micuți sunt. Am unghia mai mare decât cartea, cred că. Ca să-ți dai seama cam cât sunt, frate. Nu știu ce om, frate. Astea ce ar fi, frate, cele mai mici. Este pe 22, chat. Bă, ce mișto cărțile astea, coaie. Cărți din lume. Mamă, am ceva pe sufletul meu, așa, mi-am luat ceva de pescuit. Nici nu-ți poți imagina, da. Am o mulinetă minusculă, frate. Vino aici aproape. Să o vadă oamenii frumos cum trebuie. Ia uite. Molinează, ca să înțelegi. Uite și tu. Mișto. Numai să stai să faci mecanismul ăsta la nivelul ăsta de mic. Bă, să bibilești așa, să o construiești, o faci. Hai, dă altceva. Cele mai mici căști din lume, frate. V-am zis, luați o lupă, repet, din nou, la ăsta chiar trebuie. Trebuie să le arăt la oameni de aproape, că după aia e cel mai că vorbim între noi și ce zic singur, ca nebune. Dar nimic, noi nu dăm nimeni, dar ăsta nimic. Ăstea sunt fraților. Ăstea sunt căști pentru degetul. Degetul meu poate să asculte. Cele mai mici rachete de tenis. Da. Se vede, nu? Și cu mingea care o avem aici pe masă. Ce știu? O, da, deja gata. Am pierdut. Aia s-a dus în neant. Mamă, cele mai mici cuțite. Dacă îmi dădea numărul dealer, nu sudam cu ierul, nu? Cele mai mici cuțite din lume la fratele vostru aici în mână. Uitați-vă puțin cum arată. Uite. Bă, ești nebun. Bă, n-ar fi avut ce să nu tai. Și eu zic la fel, că n-a... Buca de metal, dacă o ascuți. Da. Tai și cu aia. Astea sunt într-un set. Asta trei. Vezi asta din stânga. Vezi ce mică e? Da. Dar sta rău de tot, frate. Da. Chiar stari. Ia. Yeah. Bam. Ce mă? A, troller, mai mic troller. Cel mai mic troller. Coaia aia. Se vede? Ce pui în el? Aia e armă albă, reală, coaie și e prea mică. Eu nu pot să omor pe cineva, dar poți să-l tai. Așa. Ai bre, loc. Ia vezi că se și încarcă, frate. Cum? Bă, dar știți că există pachet... pachet gun ăsta? Dar bine, nu trage cu nimic, ca să bine, știi. Doar sau de ea. Uite, poți să scoți ăsta de aici încărcătorul. A, și rămâne. Dar doar că nu poți să-l încarci cu nimic, îți dai seama, nu merge încărcat. Dai seama, e numai așa de design. Dar mi se pare șmecher. Ca lumea, șmecher. Da, vrei cadou? Să rămâne. Ia, chiar 100 de lei, că-mi pleci. Ia-l înapoi, că nu mai luăm. I-am dat 3 lei, 4 lei pe temă, păi ce. Ia cadou, 100 de lei, cadou, ia. Nu mă, ia-l, pe bune, dacă-ți place. Îmi trebuie un breloc la cheie, la motocicletă. Mergem cu ruleta asta, cea mai mică. Din asta am văzut și pe la noi, frate. Ruleta din asta mică, cred că ai mai văzut, nu? N-ai mai văzut din asta așa? Uite. Nu, nu, n-am. Ia, fete. Cât are, oare? Un metru. Deci ce aveam? La un pix aveam ruleta așa. Gata, nu mai merge.
asta e maxim. La un pic sau la un așa, pix? Da. Să dăm mai departe că m-am ales aici au punguțe. Mamă, asta trebuie să-l testăm într-un fel, frate. Bă, fraților, am conectat unul din microfoanele astea două, să vedem dacă merg. Acum suntem pe sunetul de la cameră, iar în momentul ăsta trecem și vorbim direct cu microfonul. Ce faceți, frații mei? Vorbim la microfonul ăsta de pe Temu. Danule, cum ți s-a părut, frate, microfonul ăsta? E de calitate, nu e de calitate? Ce părere ai? Băi, nu știu, chiar sunt curios să vedem cum se aude. Chiar sunt curios să vedem în momentul în care se editează și asta. Așa să vedem tranziția de la microfon la cameră, la microfonul ăsta. Acum am trecut înapoi pe microfonul de la cameră, ca să înțelegeți ceea ce... Ce ați auzit voi acum câteva secunde a fost acest microfon de pe Temu pe care am dat, nu știu, 6-7 lei, ceva din genul ăsta. Cum, frate? Citește pe aia că descrie. Da, ia, citești și tu. Și zici și... A, nu mă aud. Am zis că e mai bun microfonul la mic, coaie. Ce zici? Da, să aflați imediat. Veți afla imediat. Aaa, din ăla am... Bățul ăla, nu? Da. Îl desfaci tu, că mi-e frică când sare în gură. Dar nu-l dați pe mine! Cam așa ar... Bă, dă-l încolo când sare în cap. Spre cameraman. Se sparge obiectivul la cameră. Mi-a dat în perete. Uite, mi-a dat gaură în perete acolo. Aia albă. Și sare în ochi. Ia asta, ia smut, așa. Da, stridat. Da, nu îl faci. L-am poate stricat. Îl facem înapoi. Ce să mai faci înapoi? Stai, mă, stai, 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 mă, stai, stai. La rup, mă, bucă aia. Ia. Merg. Fă-l înapoi acum. Hai să mergem mai departe, că m-am convins. E bun, asta lăsăm deoparte. Am o răzătoare aici. Asta dau lui mamă la bucătărie. Te-l juri ce da. Ia să vedem. Da, fă-l pungă aia, să dau. Deci e posibil să vină și în seara asta. Mergem? Mergem, nu ce-ți nu-mi arată. Îmi plac morcovii din mor. Aș mânca 2 kg. Îmi plac și mie, la fel. Stai atent. Mamă, ce mai bun sucul de morcovi. Fresh-ul de morcov ceat. Mare umbrelă ce am aici. Băi, vezi că e cam mare. Băi, dar e mare, bă, bărățația. Băi, nu era mai mică, băi, ce vrei? Dar dați apă, nu? Și cum ți-a asta? Da, ce știi și tu, mă. Are că ăsta aici, cifru. Dar n-am găsit mai mic de atâta. Păi aia era mini umbrella. Umbrella. Nu, frate, asta e... Ce dracu mini umbrella, că e umbrella mare? Prea mare. Ia vezi. Cea mai mică navetă de cola. Să vede? Cam asta-i. Și ți-am să desfaci una de aici și dacă îi dai capacul, frate. Da, mă, două dracu și pe asta, că nu știa ce dracu să zică, că nici abar n-avea. O să aștept să vină ăla, să vedem când dracu vine. Și aia e. Frate, și poți să bei, vezi că se mișcă ăsta aici. Bea tu. Dar eu nu beau cola. În fine, vezi că chiar nu e foarte bun pentru asta. Și ai desfăcut. Oooo, cardul, nebunii. Card? Da, card. Uite card aici. Fai, lău, ce e aici, mă, casă și... Îmi place și acum arată. Ia, vezi? Ce e la coaie? Da, ce s-a pune aici? Ceva în pachet. Cred că e un adaptor ceva. Să aprinde, mă? Face ceva? E ca un din ăsta, MP4 din ăsta. MP4? Faci poze, faci... Are și de poză? Și video. Care e de poză? Pac. La secundă merge, ești nebun? Și uite cum se vede, fii atent pe poză să-l vezi pe Dan. Bine, nu o să vede chiar așa forță. Dar fii atent, aș putea să-ți fac o filmare cu el, frate. Fii atent. Ia, zi ceva. Ia, zi ceva. Stai embarasat acolo, Miguel. Nu știu ce vrei. Nu știu, zici ce vrei tu aici. Acum filmez cu cel mai șmecher. 2023, cu aia. Nu știu ce, că poți să pui muzică cu el, poți să faci poze, poți să filmezi. Ai vremea pe el, nu știu, mi-e rău, are o grămadă de funcții de astea. Pare ca un film de la în 2013. Stam aici, pe-n cart, pe-n cărticica asta a lui. Mamă, și cum se vede? Uite, hai de capul meu. Am făcut și eu vlogul ăsta cu noua achiziție asta, iPhone 66, nici nu știu ce ăsta e. Cred că da, sunt că... Cred că s-a auzit, se vede. În 2001 se vedea mai bine, cred că. Vă pup. Vă pup. N-aveam așa. Ba pula în liberul lui să-mi livreze coletul. Uite, asta vreau să zic. Surprins acum. Asta zic, da. Îți pare. De ce vreau să aude, e? Bă, se aude prea tare. A murit, în fine. I-a făcut expres, lei sunt spargi cum ar veni. De asta a băgat doar jocul ăsta, altceva nu mai are, doar pe ăsta l-a arătat, ca să știți. Arată mișto el așa, este? Zici că e iPhone. Hai, dă-l pe ăsta. Mini body cam, desfă ăla când trebuie. Mamă, cât de mic ești, nebun la cap. Să vede și nu-mi place, are camera, ar trebui să... Bă, o să mă poche de buget. Rotească asta. E la fel cum avem noi camerele acum, cum zice... Osmo-urile alea, da, bine, asta e un Osmo chinezesc cum ar veni. Bun, ne trebuie un card, clar. Tot ăla de acolo. Tot ăla, nu? Dacă îl folosim tot pe ăsta. I-am dat pe filmare, mă, da, deja ai dat drum la vlog, în cava, suntem în vlog. Doamne, din momentul ăsta te-am băgat pe camera asta. Suntem în vlog?
Chinezării, da, frate. Salutare tuturor și bine ați venit, frate. Aia, uite, uite ce fel merge. Tot ce trebuie, ești nebun la cap. În 2000 au filmat asta. Sunt curios tare cum se aude, cum se vede. Da, cred că mi-e. Ia, dă și mie un cadru. Mi-e rog, așa. Preiau eu vlogul. Pe și ăsta cum fac, bă, bucăți? Apas pe un buton. Da, ceva. Stai, să dau zoom in. Nu mai da cu zoom cu alea, așa, așa, vai de capul ei. Deci, fii atent. Nu mai fă așa ca ai. Hai, vorbește. Pe ecran, cred că ești nebun. Las-o așa frumos. Filmează frumos așa cu ea. Băi, ați văzut și voi, am văzut și noi în același timp, bă, fraților. Să vede așa ca în anul 1902. Eu sunt curios dacă există vreun device din ăsta așa, gen super, super, super mic din ăsta așa, care să aibă calitate și este, tot, este, tot. Da. Relații client în general. Doar când apeși. Imaginați-vă că SMD Craiova nu au numărul bun cu aia, nu există, nu e alocat. Și pe okay. Butoanele astea aici, zici că bate cu ciocanul ceva. Deci era unul în filmare acolo, da, care așa se aude. Da, ghicești ce-am aici, Adamule. Oh, wow, 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 wow. Aude mar. Bă, lasă-mă, dracu. A, termina. Deci aveți grijă să nu... Patek Filip. Vă sare noi cristalele astea, Zvarovski. Pune la mână, că să... Nu o mai privi, că n-are rost, să te orbești dacă te uiți mult. Da, chiar. Ia, dar ce fel s-aude și că lanțul de câini. Da, o, ce calme ați vin la mână, dar doar că trebuie să brățara asta sub... Nu mai patere, Adamule. Aveți grijă să nu dacă sare noi cristale. 180 de lei. Se brățara asta sub un mai trebuie la ea. Mai luăm din ea puțin. Ăsta nu-i Patek Filip, ăsta e Pateu Filip cu aer real. Tatăl când e ziua ta, să fac cadou, David. Nu fac bun, nu vin. De nu mergem o dată la un vlogger din ăsta la ziua lui și vin un cadou din ăsta după temă din până într-o pungă. Ce asta? De asta sunt curios rău de tot. Un printer din ăsta, un Xerox din ăsta mic. Bă, ești prost? Speram doar să fie încărcat. Uite, vezi că arată bine. Bine, tare. Și nu trebuie să aibă hârtie sau ceva? Ba da. Oh, ia vezi, are. Ia uite. Gata. Are nu? Aplicații, ochi. Desfără, aplicații. Ia, stai telefon. Ha. Nu, ia cu atât. Nu, atât nu merge pe telefon. Se perechează că e după temul cu temul, merge. Hai, adă telefon la Smerger. Subscribe, da, nu. Ca să nu zic că mare. Am făcut vreo... Yeah. Ce-i prea mare, că e bine. Confirm. Print, nu? Și acum ar trebui să iasă aici? Ar trebui, ia. Print, mă rog. Gata. Nu te cred. Gata, mă. Bă, cât de tare, Danule. Uite, că a scos exact ce ai scris tu acolo, ia. Și-a făcut fix ce am scris noi. Și-o lipsă. Mamă, ce tare coaie. Și-o lipsă pe ăsta. Bă, ești nebun? Nu știu ce e. Tare rău, mai fac una, stai așa. De. Uite, am scris aici ca să vadă lumea pe telefon, ca să nu zică că era aia dinainte, mă, știi? A, scoasă. Nu, că se vede? Și acum fii atent. I-am dat confirm, i-am dat print și am dat printare. Ia uite. În două secunde și ieșit. Se vede, da, uite. Hai că o punem înapoi aici, am umplut ăsta. Vezi că e mișto rău de tot. Da. Și ce e bun ăsta pentru prețuri, pentru ceva, sau dacă vrei să scrii ceva, scrii... Da, se etichetezi chestii prin, nu știu. Mă așteptam să nu meargă, dar vezi chiar e tare, frate. Ăla cred că e un fel de, cum îi spune ăla care te uiți? Binoclu. Sunt curios dacă se vede ceva. Cam ăsta, întoarce ăsta așa puțin, bam, bam, să le dăm un cadru frumos, ăsta e. Perfect. Bine mă, ți-a las că e chill. Mă descurc cu coletul. Eu zic că în seara asta primez mail. Dacă nu primești niciun mesaj, mâine le zic că îi ameninț cu ăsta, cu protecția consumatorului. Perfect, se vede. Nu mai mișc de ăla, că l-ai dereglat. Dacă ai mișcat de ăla, l-ai dereglat de tot. Uite-te așa, nu știu, pe-n cameră, uite undeva. A, uite, mă, la cardul ăla. Vezi că se vede perfect? Se vede perfect, nu? Aia zic. Da, bine, nu știu cum poți să stai să te uiți cu ăsta, cu cameră și gura voastră. Păi a rămas chiar, ai primat tot. Mamă, ce tare e ăla! Trebuie să cânte melodia de la Godfather. Învârți de ea și cântă. Arată-o și la oameni acolo. Da, așa un pic. Să o vadă. Ha, ce tare e. Se ridică chestiile așa de tablă. Vezi că e mișto. Da, e tare. Și mergem mai departe. Fii atent ăsta, da, ăsta, ăsta. Și după aia ce vrei tu de acolo. Dar fii atent ăsta. Să vezi ce șmecher e. Uite. A, cameră. Îl vezi? Ia, uite, 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 filmează, da. Uite, uite, uite. Bă, ce... A, da, mi-e rău, ce faci? Adevărat, Dylan? Uite-o, frate, ce tare e. Și scoate pe loc, ești nebun, fii atent, vezi să mai fac una. Ia, fii atent. Eu ce că am făcut ceva. Nici nu știi, prost. Să mor tu, baicule. Alo, pronto, stați puțin că mă să ne bani. Bă, bă, vezi că am și bine. Vezi că e tare rău. Uite. Da, mă, uite, ți arată și data tot. Chiar a ieșit bine, frate. Are diferite filtre, frate, uite. A, n-are multe, are 3 jocuri, are.
Vai, coaie, știu jocul ăsta. E groaznic, pe jocuri nu-i ce trebuie, sincer vă zic. A, scaiete, mă, cele mai mici caiete. Pă bune, dacă te mis, îmi dai un pic să scriu ceva pe ele. A, dar simplu, mă gândeam că au de astea, au linii. Dar nu pot să deschid. Te așa arată. Foi. Avem vreun pix? Da, mama, acolo, ce vrei, ți-ai scris tu acum. Dar ce ai, te-ai apucat de scris acum neapărat. Da, ia unul acasă și scrii tu. Lasă, ia unul acasă și scrii tu. Poezii. Ăsta e un obiectiv pentru telefon. Dacă bă, mă, lași! Suntem top. Păi stai să vedem cum vine pus, mă. Să ne uităm pe ăstea aici. Uite, vezi? Pe spate. Stați așa, că abia îi dăm de cap și noi la obiectivul ăsta. Ce mi se pare mișto este că poți să focalizezi ca și camera. Să învârți de ăla așa frumos. Exact ca la camera. Mi se pare tare rău de tot. Fii atent, am montat ăsta aici. Da. Și acum o să focalizez ceva după blatul ăla de acolo, de la tine. Uite, deja și le punem să... filmarea direct din telefon, nu? Da, da. Cu obiectivul ăsta. Acum văd ce vedem noi, uite. Ok. Ai văzut și fără s-a focalizat? Doar acolo. Marci, coaie! Sunt pe 1 la iPhone aici. Da. Îl dau pe 2. Acum l-am dat pe ori 2. Și acum pe ori 3. Și focalizează fix portofelul meu, dacă observați. Uite. Ia, pune în altă parte. Pune în partea aia acolo. Stai să văd eu. A, uite, fotografia cu tine și cu Andreea. Da. Pe asta mi se pare mie șmecher, că mi-ești direct din obiectivul ăsta, vezi? Am focusul la mână aici, vezi? Da, uite, exact ca la cameră. Îl dau stânga-dreapta, uite. A plecat, gata, nu mai vedeți nimic. Și acum aduc înapoi focusul. Dar e rău de tot, ești nebun. Yeah. Exact focus manual. Ești nebun? Yeah. Exact focus manual. Exact, uite. Da, da, mă, e tare. Chiar e tare. Ia de aici. Ca lumea să aprind tot ce trebuie. Bă, dar sincer, cele mai mici, mă așteptam să fie mai mici de atât. Adică nu mi se pare chiar așa mici. Bă, da, sunt mici față de alea normale pe care le ai la iPhone sau așa. Contează numărul de views la monetizare, like-urile ca să recomande clipul, gen. Sau din așa aia. Să facă mai multe views. Ca să fie. Sau din nasol, vă zic sincer, sau de băzii gâjit așa, nu s-au ce trebuie. Adică slăbuți, pe sunet chiar slăbuți rău de tot. Îi le pot face cadoul fraierul ăsta de lângă mine, care cel mai prost, n-am avut un prieten mai prost. Dacă nu vor, să te auzi. Nu mă auzi. Dar cum că s-aude muzică? S-aude, dar eu... Ai oprit una? Eu-s hoț. Ai oprit una și ai lăsat doar una. Asta n-am băgat-o, de tot ai lăsat-o numai așa, o leacă și auzi și de afară. El a crezut că l-am împins ca prost în urechi. Știi de ce auzi și de afară, mă? Că-s foarte mici și nu acoperă cum trebuie tot, știi, pe urechi. Hai să-i dăm forță, fii atent. Ăsta e cel mai mic iPhone din lume. iPhone, dacă și tu să citești acum aici. 18 Pro. 18 Pro, uite, deci ca să nu vadă lumea că mint. Adică cine are 16 nu se pună cu mine, că eu direct pe 18, deci m-am dus forță. O stau la discuție. Pro. Dă aici frumos, focalizează-l, se vede? Și pe față, hai să-l aprindem, fii atent, stai aici pe cameră. Ia. Ești pregătit? Oare merge și să suni? Să-i bași cartelă? Nu cred. Nu știu, dar lăsa telefonul de ce arată. Telefonul coaie. Da, cred că mâine la ora asta. Faci ca televizorul. Dumneavoastră sunteți aici pus să ne încurcați mai mult. Ia, de ce ai vorbit așa de el? Da, pe bune? Gata. A, cer și o scuze, ora 7.35 și nu prea e atâta când filmăm noi, dar trecem peste. Ia vezi. Vezi, se mișcă destul de bine. Da, mă, te aud. Adică pare așa că încearcă să auzea bine, dar întreba Fox de la distanță. Nu, se aude bine, să știi. Dar stai să scot după speaker să văd cum te auzi, că acum ești pe speaker. Da, mă, s-aude bine. Nu, mă, e bine, ce trebuie, pe bune. Să înțelegi perfect. Da, mă, s-aude ok, adică te înțelegi fără probleme la telefon și pe speaker și normal. E ce trebuie, dacă mă întreb pe mine. Chiar da. Dar chiar că la mi se pare cât de mic e, frate. Deci îmi face Danu acum un story pe care o să-l vedeți la mine pe Instagram. Anunț vlogul ăsta, dar îl fac cu telefonul ăsta, cu iPhone 18 ăsta, adică nu cu ăsta. Da, hai, e dat drumul? 3, 2, 1. Salut, fraților, tocmai ce... pula. Am postat vlog nou pe canal, vă invit să vedeți și voi vlogul, intrați acolo, dați un like, un comentariu, vă așteaptă fratele vostru acolo să vă dea inimioară, vă pup, haideți că am postat vlog nou pe canal. Băi, dacă vreți să vedeți acest story făcut cu iPhone 18 ăsta, intrați la mine pe Instagram, Marius Bogdan, că o să postez la story, fix ăsta pe care mi l-a făcut Danu acum cu telefonul. Ce credeți? Avem și husă de silicon, pune husa, te rog frumos să nu spargi. Și avem și folii, deci putem să-i punem și o folie. Pe față, vezi că vine bine, ia uite. Băi, tare. E la el pe TikTok? Ia. Cum are chat? Am vlog nou pe canal, vă invit să vedeți și voi vlogul, intrați acolo, dați un like, un comentariu, vă așteaptă fratele vostru acolo să vă dea inimioară, vă pup, haideți că am postat vlog nou pe canal. Salut fraților, tocmai ce am postat vlog nou. Mamă, coaie.
rău de tot, n-ai ce să zici. Dacă ați mai văzut voi așa ceva, fraților, deschid un vlog din ăsta. Salut și bine v-am găsit la un nou vlog, frații mei. Astăzi, de fapt, lucrurile s-au de bine rău. Hai să-l băgăm aici, apoi și să mergem mai departe. Iată una, eu una, cam așa arată. Cu busolă, cu tot ce trebuie. Ce dracu e ăsta, coai, nici Ben 10 n-avea așa ceva. Mam, frumos. Alu, Ben 10 era mișto. Da, ia mai du-te și tu afară. Uite, are și din ăsta LED dacă te trezești la altul. Vă mă las. Mă auzi acum? La colțul străzii aici la tine? Bine, aici nava mamă către nava pui. Hai înapoi acasă. Deci aici ai busola, vedeți? Ca să știu unde-i nordul, unde-i sudul, de toată lumea. Lumina asta poți să-l și oprești, să-l folosești doar pe post de ceas. Dacă ți-l setezi tu aici, are vreo două funcții. Gata, așa. Mă, fraților, m-am întors. Bă, dar vezi că m-am dus până în capăt. Eu te auzeam bine. Te auzeam, dar m-ai întrerupt la mine, s-auzea. S-auzea bine. Și vezi, dar vezi că are niște funcții așa, ca lume. Da, dar pe lângă asta mi se pare ceva distanță. Da, eu lângă asta, da, pe lângă că faptul că... 200 de metri? Da, lejer. Noi nu știu dacă ne depărtăm așa mult, hai bine, zici. 200 de metri aia, voiam să zic. Și dați pe like forța acolo, poate like. Walkie-talkie-uri ar merge, da. Vostru ajută și avem noroc de merge. Fii atent, cine spune această cutie, Danule? Mini monitor, mini calculator. Ok. Am dat $100 pe el după temă. Cred că a fost cel mai scump din toate produsele astea, păi cred, nu știu sigur. Și că poți să-l conectezi dacă observi la MacBook și ți apare efectiv Windows-ul pe monitorul ăsta așa, pe calculatorul ăsta mic. No. Acum nu știu da. Păi de ce așa cu aia, la ce te așa? Dacă asta faci și dacă mergi. Da, am MacBook-ul la mine, am tot ce trebuie și încercăm să-l conectăm. Hai să vedem prima dată cum arată, că nu mai am răbdare, ești nebun la cap. Băi, tare rău, ești prost. Dacă mai și mergi, mă, s-a terminat șmecheria. Bă, ce e de la de spital? Bă, fraților, vreau să-i mulțumesc lui David în primul rând că ne-a dat de cap la calculatorul ăsta. Am stat toți trei aici, adică n-am mai știut din noi. Până la urmă a nimerit tot David, nu știu ce i-a făcut. Dar l-a făcut să meargă mâncava și gura voastră. Eram așa supărat, zic, bă, am dat atâția bani pe... Ori de la recepție, ori din sala aia, când te bagă la operație, gen... Dacă ați fost de-ați vreodată pe inimă, gen, și vi s-a scos inima și după care chat v-a înjunghiat cineva în tot stomacul și după care a venit ceva cu sabia și v-a decapitat în sala de operație, după care v-au scos picioarele și vi le-au pus în loc de mâini și mâinile în loc de picioare, chat, e exact calculatorul de la... Măcar să meargă pentru video, știi? După cabluri, după din astea. Am fost, am căutat cablu HDMI, cablu nu știu de care, zic, băi, mă, măcar să-l facem că mi-ar părea rău. Ce credeți, mâncava jura, asta a terminat șmecheria. Pe calculatorul ăsta mic, sunt pe canalul meu de YouTube. Uitați-vă puțin, sunt pe calculatorul ăsta mic. Pot să conectez mouse și aici la el, să merg direct cu mouse-ul din el. Dar pot să umbl și după laptopul meu de aici, dintr-o parte. Și sunt pe canalul meu de YouTube, uitați-vă puțin. Păcat că nu merge în sine el calculatorul, că era tare să fi mers calculatorul. E conectat la un laptop. Atent că bag un clip acum. Ia fete. Sunetul ăla din celălalt laptop. Da, nu are box, dai seama, era. Dă-l pe full screen. Bă, nu se poate, bă, mi se pare incredibil. Vedeți cât e mic așa. Bă, uite puțin la el. Televizor. Acum, dacă sunt cu problema asta cu stomacul, nu prea pot să mai mănânc. Bă, e incredibil. Care pot să mănânc sau vreți voi să mâncați. Apropo, în spate este David care ne filmează. Uite și tu. Bă, dai la imagine, dai la astea. Nu știu, mi se pare genial mie, frate. Îți fascinat de calculatorul ăsta mic. E șmecheră. Bă, dar tu ești prost, tu dai seama să te joci pe ăsta mic, mă? Să ai o lucru, bagi ceva, acolo, bagi un joc și te joci bine, n-aș... Adevărat, coaie. Păi, e foarte mic, îți dai așa seama că orești. Cine și-a pus pe cap Neuralink pe și joacă pe PC cu mintea? Dar așa că experiență ți-a arăs la un mini calculator ăsta, de-abia să vede, ești nebun la cap. Mi se pare tare rău de tot. Spuneți și voi în comentarii cum mi se pare. Asta care are băț, eu n-am nimica. A intrat pe mâinile mele. Ultimul produs, frate. Ăsta chiar e tare. Calculator. Piesa de... Bă! Ăsta chiar merită toți banii, cât a dat pe el? Audi tot. Am mult vreo 500 de lei am dat pe el. Fii atent câte jocuri are pe spate, frate, pe care poți să le joci. Ăsta merită cel mai mult cu aia. Dacă îți mai aduci aminte de copilărie... Bă, frate, nu vin să... aminte de copilărie? Are. Joystick-ul. Bă, și uite la ăsta, frate. Fii atent. Și uite-l pe ăsta. Care ești genial. Fel în care tot joci. Mamă, copyright, de asta am lăsat. Eu sunt dreapta, el în stânga. Eu sunt alt tot, ăla înalt tot. Și da. Bă, asta e cea mai tare. Vai, ce picior ți-am dat, ți-am rupt capul în tine. Dar vreau să vede și voi așa, ca idee. Mamă, ce dau la fraie. Cam cum s-au situat băieții aici. A intrat pe mâinile mele. Numai 500 de lei cu aia.
Na. Produs, frații mei. Am și treabă, mâncați ați gătat. M-ai omorât cu jocul ăsta acum. Nu. M-am transformat. Bun, vezi că arată bine, tare. Stai că are lumină ceva, știu, pe aici. Joc din ăsta așa. Ia. Hați. Băi, dar n-a fost ceva, un film sau ceva? Nu știu de la ce, dacă știți voi masca asta dacă dintr-un film. Nu, eu am văzut-o și îmi plăcea cum arăta, frate, și am zis, da, hai, să o comand. Chiar e mișto, chiar mișto. Dar și ce fac cu ea? Am comandat-o, am dat bani, da? Pentru vlog am luat-o, când îmi plăcea cum arăte. Cine știe, că... vreodată va fi și-a folosit. Poate, facem vreo filmare, facem vreo ceva. Închei și eu vlogul ăsta, apăsați și voi pe butonul de like acolo în forță. Și sincer... Cât de tare arată asta, că imaginează-ți, din să ai cască de genul la motor, dar n-ai avea cum. De fapt, ai avea cum cu aia.